Cum se descurcă la școală? Au primit nou, apropo. Apropo, voiam să te întreb, fetele tale la școală, nu se dau fete de vedetă? Mama mea este Aura, sunt Lori pe care o vedeți în videoclip, sunt Betica pe care o vedeți în videoclip. Vreau să-ți spun o fază. Deci atunci când au mers la școală, știi care e o fază? Atunci când mergeau la grădiniță, mergeau de mult la grădiniță, da? De pe la 3 anișori și, mă rog, de obicei contactau doar cu copiii din grupa lor, da? Și acum când au venit în școală, în afară de clasa lor, mai sunt încă o groază de clase, da? Deci noi învățăm la liceul Gheorghe Asache și acolo sunt vreo 9 clase de întâi, exact. Plus la toate și de a 2, și de a 3 și de a 4, mulți și copii. Toate se află într-un bloc. Și normal copiii le-au recunoscut când le-au văzut și a fost o mare, cum să zic așa, o reacție, da, și o mare nevoie în jurul lor în primele zile, primele săptămâni când au mers la școală. Toți spuneau, wow, uite, asta e Lori și Bete, se apropiau. Tu ești Lori, dar tu ești Bete, dar tu și... Lor le plăcea enorm de mult. Ele erau atât de bucuroase că toți copiii, toți vor să prietenească cu ele, toți vor să prietenească cu ele. Dar peste vreo 2 săptămâni vine Lori acasă și spune, uf, mamă, ce? Așa m-a obosit de fanii ăștia. Am râs așa, dar de ce fanii? Păi, deja m-am obosit de ei, știi? Dar eu zic, dar ce? Păi, dacă noi suntem vedete și eu întotdeauna le spun, voi nu sunteți vedete. Voi sunteți copii de vedete, dar sunteți nu sunteți copii vedete. Copii din videoclipul vedetei. Exact, Lori și Bete. Dar știi cum? În ultimul timp, practic nu este interviu să nu fiu întrebată de fete și despre fetițe. Păi le-ai făcut vedete cum vrei. Dar vrei, nu vrei, așa s-a întâmplat. Măcar că ele erau, piesa e despre ele, dar nu ele cântau un clip, da? Ai văzut că de Revelion, nu știu dacă ai fost atent, am făcut și 2 mici așa filmări, 2 mici videoclipuri la un colind și la un cântec despre Moș Crăciun. Uite, acolo ele au cântat. Acolo au cântat. Să zic că vor ele să devină interprete, nu știu. Nu, până când nu, una vrea să fie călăreață. Ce vrea să fie? Hai că călăce? Călăreață. Mi-a spus că să iau, mi-a spus, mămică, lui Bete foarte mult îi plac pisicile. Lori îi spune, Bete mi-a spus, mamă, hai așa, dacă noi vom avea cândva acasă la sol, să-mi cumperi o pisică. Eu zic, îți promit. Da, eu zic, dar tu, Lori, eu ți iau, Lori îi spune, îți iau un cățel. La care Lori zice, nu, mamă, hai nu trebuie cățel, mai bine iem un cal. Ia-l în cal, fiindcă eu vreau să călăresc, eu vreau să fiu călăreață. Iată chestii de astea, Bete la mine vrea să devină balerină, deci mă rog, niciuna n-a spus că vrea să devină cântăreață, știi? Pianul îl fac doar pentru faptul exact, că dorește mama. Exact, dar mi se mama. Pare că e foarte bine pentru orice copil, mai ales pentru o fetiță, să aibă niște studii muzicale, să aibă de-a face cu arta. Cu arta în general. Arta este un lucru care îți dă bine în viață. Exact. Care a fost cea mai mare năzbâtie până în prezent efectuată de Lori și Bete? Wow! Cea mai mare? Stai să mă gândesc, nici nu știu că cea mai mare, uite, poate da, cred că asta a fost cea mai mare, fiindcă asta până la urmă a dus la ceva foarte neplăcut. În ajun de anul nou, ele se distrau, deci se jucau în două, eu crezând că deja am fete mari, știi, clasa întâi totuși, destul de liniștit, normal, ele erau în odaia lor, se jucau, se distrau. Și de ce s-a întâmplat? A inventat Bete un joc, ca să se așeze pe masă și cealaltă să tragă de picioare de pe masă. De unde e așa joc, nu știu, deci cu primul le-am certat, deci de jocuri. Nu știu. Deci ea a inventat și a pus-o pe Lori să se așeze pe masă. Ea respectiv a tras-o de picioare și Lori a căzut în cot și și-a fracturat mâna. Da, deci asta cred că a fost cea mai mare borobață, fiindcă am ajuns și la urgență, am ajuns și la spital, am ajuns să fie și o mică operație și am mers o lună întreagă am stat cu mâna în gips, da. Pentru mine a fost o perioadă groaznică. Știi, fără de asemenea întâmplări, copiii nu cresc mari. Știi doar foarte bine. Copiii... Acum realizez că bine, uite, s-a întâmplat. Copii frumoși și babe cu minți nu există. Da, da. Acum m-am liniștit, dar atunci eram într-o stare... Nu pot să-ți redau. Cred că eu mai mult retrăiam și mai mult am suferit decât Lori, fiindcă atunci când am venit la spital, plângeam, nu mă puteam opri, înțelegi? Atât de mult mi-era, cum să zic, mi-era ciudă din cauza că s-a întâmplat așa, din prostii, din neatenție, cum a putut să se întâmple. Și Lori ea mă liniștea și îmi spune, mamă, liniștește că o să fie tot totul okay. O să fie ok, sigur. Brațul s-a vindecat? Da, tot cine le-a învățat pe Lori și Bete să condeieze ouă?
Dar nu le-a învățat nimeni special. Noi, așa, am văzut noi de unele singure, cum, am încercat, am început să facem pur și simplu ce ne vine în cap. Altă dată am intrat noi în internet, ne-am uitat cam cum asta s-ar putea de făcut. Știi ce n-am reușit eu anul acesta să fac? Am vrut să le dau și la pictură, să învețe și a picta, fiindcă dezvoltă simțul frumosului, știi? Dezvoltă simțul gustului, dezvoltă gustul, da? Și chiar vroiam fetele mele să poată să picteze frumos. De ce nu? N-am reușit, fiindcă școala de muzică ne-a luat foarte multe. Este și solfegiu, și cor. Și erau doar două zile în săptămână când fetele mele erau libere după școală și văzând că erau prea încărcate, clasa întâi și școala de muzică. Era, într-adevăr, era foarte... E un galop foarte mare, exact. Da. Și le-am lăsat măcar acea zi de miercuri și de vineri să fie una mai lejeră, știi? Și atunci... La anul mergem. Și atunci la anul? Mergem la pictură. A recupera... Exact. Mergem la dansuri, fiindcă foarte mult își doresc. Am spus, băi, vrea să devină balerină și trebuie neapărat să o duc la dansuri. Facem sport, le-am dat la not, fetițele mele au învățat a nota. E deja un lucru. Da, sâmbătă și duminică mergem la not. Deci am luat antrenor, învățam și eu mă bucur foarte mult că în sfârșit vara aceasta, când vor merge la mare, nu voi fi atât de stresată, fiindcă aveau frică de apă. Înțelegi? Și acum ați depășit această frică. Și se țineau așa de mine și de tata, așa, uite, nu puteam merge nici în dreapta, nici în stânga, știi? Un pas înainte, nu, am frică. De obicei, mulți copii invers nu au frică, iar fetele mele sunt fricoase. Băieții, de obicei, nu prea au frică asta. Băieții, de apă. Da, fetele fetițele așa. Fetițele, ca de fiecare dată, sunt mai... mai precaute. Sunt mai firave și, într-adevăr, da. Sunt mai precaute la acest capitol. Ok, voiam să ajung la duetul cu formația Probacus. Da. Ați realizat, de fapt, una din ultimile tale realizări. De fapt, e această melodie frumoasă realizată împreună cu formația Probacus. A cui a fost această idee de a realiza acest duet? Nu știu dacă îl poți numi duet, dar dacă numim că băieții fac parte din formația Probacus, iar Aura face parte din formația Aura, atunci când unește aceste formații, se primește duetul Aura Probacus. Înainte de a răspunde la această întrebare, dă să spun despre formația Aura. Era, să știi că așa ceva a fost și a fost de mult. Era prin anii 96, pare mi se așa, da? Câți? Cam vreo 15 ani urmă, da? Așa. Cam așa, mai mult chiar. 96? Era o campanie electorală, pare mi se campanie prezidențială sau parlamentară, nu mi-amintesc acum. Și noi, interpreții, ca de obicei, eram implicați în mai multe concerte. Eu eram o tânără interpretă, deci apărusem în scenă abia de vreo 3 ani. Deja tineretul mă cunoștea, dar, mă rog, publicul, persoanele mai mari, încă nu știau cine este Aura. Și mi-amintesc că mergeam într-așa o formulă la spectacole, Pavel Bechet, Răposatu, Anatol Mârzencu și eu. Da. Noi susțineam atunci un candidat, nu vreau să spun cine, un fost președinte al țării. Și era un concert la sudul Republicii, într-un sat, pe stadion. Deci am cântat, a fost concertul, tot bine și mai bine, după care a urcat în scenă directoarea Casei de Cultură și care de fapt a lipsit la acest concert. Ea a venit la început, s-a dus nu știu unde și la sfârșit, după ce s-a terminat, doamna a ieșit în scenă și a ținut să spună că astăzi, în fața dumneavoastră, au evoluat Anatol Bechet, Pavel Mârzeacu și formația Aura. Uite, mi-amintesc domnul Bechet, regretatul, întotdeauna când mă întâlnea zice că, ei, și ce mai faci formația Aura? Deci doamna nici n-a văzut măcar cine a cântat. Hai că a fost frumos. Exact, așa că referitor la Aura, uite, așa am pățit-o. Mai știam eu o asemenea zicare. Da. Numele bune. Exact, păi ai văzut că și numele a greșit și pe mine până la urmă m-a numit formația Aura, deci toți au început să râdă chiar pe stadion acolo, fiindcă și-au dat seama că doamna a luat-o. Hai să? A luat-o unde trebuiești. Exact. Eu zic cu formația Aura și cu formația Probacus să ne oprim, să facem o mică pauză. Da, nu vreau doar să spun că ideea a venit de la băieți. Ei, a formației cei, Probacus. Că suntem foarte buni prieteni. Stimați prieteni, eu zic să rămâneți alături de noi pentru că mai avem secrete interesante. Vom discuta despre cel mai mare hacker care a blocat și a avut grijă ca cele mai vizualizate videoclipuri din Republica Moldova să fie șterse de pe cel mai mare site de vizionare a videoclipurilor. Vom discuta și despre această întrebare. Rămâneți alături de noi pentru că revenim după o pauză de publicitate și după un popas muzical cu Aura.
Dacă ești departe, dragostea